Vă salut, eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi o să vă prezint acea trotinetă. Este vorba de o trotinetă de la Ninebot, modelul F2 Pro, care are și suspensie pe față, dar o să vorbim mai amănunțit în momentul când o filmăm de aproape. Și butonul de start pentru a porni iluminarea. Apăsăm o dată scurt. Îmi plăcea la modelele mai vechi, cel puțin la Xiaomi, că dacă nu mergea becul, lumina mai intens display-ul. Nu-mi place. Și ca să nu facem filmarea ca de obicei, o să începem prin a face o tură cu ea. Și ce îmi place, că am prins-o și la baterie full, pâlpie doar o liniuță, deci o să putem simți cei 450 de W. Nu știu de ce am văzut că scrie că are 900 de W motorul și e tracțiune spate, sau motorul am plasat pe roata din spate. Citeam în comentarii că furca asta din față este o porcărie, dar de cât de loc chiar ajută și nu mi se pare o porcărie, chiar ajută. E fâșneață, e pe modul sport în care mergem cu maxim 25 de km. Dar o să încercăm și pe fiecare mod în parte. Frânarea este destul de agresivă pentru că este pe partea din față unde avem discul acesta de frânare și avem aceste roți de 10 inci. O să comut modulele de rulare. Acum am pus-o pe modul eco și să știți că poziția e foarte confortabilă. Cu atenție, pornim. Cu modul eco și-a pierdut toată vâna, să zic așa. Rulăm cu 15 km maxim la oră. O să încercăm să conectăm și o aplicație la trotinetă, să vedem. Acum e pe modul drive. E nevoie de impuls pentru a porni. Îmi place și acest cablu de frână portocaliu și văd că producem ceva zgomote și acum s-a luat și o groapă mai dură. Zboară, porumbelule! Avem grijă. Deci modul drive merge maxim 20 și o vom pune pe sport din nou și e diferență uriașă. Ghidonul e foarte lat, priza e foarte bună și partea interesantă că avem semnalizări foarte puternice, sper că se vede pe filmare. Dacă nu, oricum o să o prezint în detaliu. Podeaua foarte plăcută, spațioasă. Suspensia face un mic zgomot, dar ajută foarte mult aceste roți cu cameră. Cum ziceam, roți de 10 inci. Sunt curios cum se va comporta când vom urca dealul. Nu ne duce până în sens, că vreau să fie mai ușor de mers, să nu ne blocăm în trafic. E fâșneață și am prins 25 la oră. Roțile late chiar îmi plac.
Se simte că e un Ninebot, îmi place. Are un preț de vânzare de 3200 de lei. Wow, uite, mi-am găsit și scenă unde să filmez. Haideți să o punem aici. Era tare dacă puteai pune pe avarii. Aici e semnalizarea. De aici e maneta. Odată apăsăm, se va opri. Pornim, dar putem comuta direct pe partea dreaptă. Un claxon electric. Nu-mi pare foarte zgomotos. Maneta de frână pentru partea din față, unde avem discul, cum ziceam. Avem o baterie de 12500 mAh. Un range de declarat, am văzut două variante, și 55, dar și 50 de km. Roata spate în care se află și motorul. Locul pentru prindere. Ochi de pisică. Stopul. Obsesia mea era să pâlpâie, dar nu pâlpâie în momentul când apăsăm frâna. Aici avem și portul de încărcare. Timpul de încărcare undeva până la 8 ore. Și cum ziceam, un range de 50 de km, 55 în funcție de persoana care merge cu ea. Sistemul de pliere are această pârghie cu siguranță, numai puțin. Trebuie tras puțin mai tare și fiindcă și filmez cu o mână și să trag doar cu una, e puțin mai greu. Mai jos, aici are o bucată metalică, să zic așa, care îmi agață în interior ca o gheară. Iar pentru pliere avem claxonul, dar se pare că nu ajunge. Probabil e montat puțin greșit, că dacă ar fi puțin mai în spate, n-aș întâmpina această problemă. Să o mutăm la loc. Îmi place că această gheară m-a ajutat să nu-mi trebuiască două mâini, că s-a agățat deja. După aceea ridic siguranța și e în regulă. Haideți să vedem și partea de iluminare. Aici avem un ochi reflectorizant, accentele portocalii, iar aici avem becul de tip LED. Iar aici avem becul pentru stop. Iar undeva aici vedeam și niște specificații, cum ar fi viteza de rulare maximă 25 de km, zice că are dublu sistem de frânare pe disc. Electronic și pe disc. Bord digital, care nu-mi place deloc, 450W motorul. V-am spus că am văzut și declarat mai mare. 55 de km autonomie. Cauciucuri de 10 inci care, dacă se înțeapă sau se perforează ușor, se repar singure. Un fel de, ca la mașini, cum le spune, ale antipană. Run flat. Și avem o înclinație maximă de 22 de grade. Modelul, cum ziceam, se vinde la 3200 de lei. Și greutatea ei scrie că are 18,5 kg. Dar partea bună e că suportă maxim 120 de kg. Aici avem acces la valvă. Puntea, podeaua este subțire și îmi place că voi lovi greu baza în cazul în care nu mă voi da jos de pe ea pentru borduri. Haideți să încercăm să vă prezint și panoul, dar ne mutăm la umbră. Cum vă spuneam, panoul este slab iluminat. Nu-mi place deloc, 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 deloc. Aici avem procentul pentru baterie, sub forma de liniuțe, avem 5 liniuțe. Modul de a comute între modurile de rulare. Pentru a comuta între ele trebuie să apăsăm dublu, deci de două ori. Așa, iar sus viteza cu care rulăm și limitați în funcție de treapta în care suntem. Pentru a ne putea conecta la
trotineta avem nevoie de aplicația Segway și eu am instalat-o, doar că pentru a mă conecta la trotineta am nevoie de foarte multe setări în aplicație, după aceea rămân conectat cu trotineta, e puțin mai complicat, dar ați înțeles ideea, aplicația se găsește în Magazine Play, nu știu pentru telefoanele cu de tip Apple, care-i sistemul. Ce vreau să vă mai arăt este cum funcționează partea de suspensie. Aici avem un cauciuc, nu vreau să trag foarte tare de el, dar lucrează bine. Avem aripile de plastic de care trebuie să avem grijă. Iar mie îmi pare foarte ok partea de suspensie. Iar piciorul îmi pare unul solid. Deși la trotineta mea de la Xiaomi partea de aici s-a rupt. Nu știu de ce, dar scrieți în comentarii dacă ați pățit și voi. Acesta a fost și clipul cu trotineta celor de la Ninebot. Ce pot să spun e că îmi place, o recomand. Posibil prețul să fie puțin prea mare pentru o trotinetă Ninebot. În ideea că un model similar, leit în proporție de cel puțin 90%, care posibil reușesc să fac și cu el un clip, are un range de 60 de km, are un preț mai bun undeva la 2800 de lei, s-a lansat de curând, adică mai exact anul acesta, și arată exact la fel, calități mai bune, nu știu ce să zic. Voi pe ce ați da banii? Pe o trotinetă de la Ninebot? Pe una de la Xiaomi? Scrieți, vă rog, în rubrica de comentarii, aici sus, sau aici jos, sau unde aveți voi loc, vă rog să scrieți. Eu am fost Bogdan, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip, nu uitați să dați un like, să vă abonați în continuare și până data viitoare, vă salut, pa, pa!